Da, noi l-om puni la zolitu și-om turna cu clocotit și l-om duși la ghilitu. E clar, sunt trei cuvinte. Noi l-om puni la zolit. Zolitul ce înseamnă? Acum avem mașini de spălat, așa, ori femeile mai puneau la fiert în cazane rufe care trebuiau mai scoase din boală și se puneau rufele așa aranjate într-un fel de burduf, nici nu știu, din lemn era, așa ca un butoi scobit înăuntru. Mă înțelegeți ce spun? Da, noi l-om puni la zolitu. Se puneau acolo și se punea deasupra, se punea cenușă, un strat de cenușă, o cârpă nu bună, ca să nu intre cenușa peste rufele așezate acolo, și se turna apă clocotită, deci se turna cu clocotit. Și-o-mi turna cu clocotit. Apă clocotită, se făcea un fel de leșie. Asta este leșia, cunoașteți? Deci cenușa împreună cu apa fierbinte face acea leșie care curăță și desinfectează. Și-o înturna și l-am dus și la ghilitul. Apoi, vara, pentru a albi rufele, se duc la părâu. Și l-am dus și la ghilitul. Și cum se procedează? Deci se săpunesc rufele, nu se, după ce cu spumă de săpun, cu, nu se dau pe apă, ci se pun la soare, pe pietre încinse, vara asta. Și se întoarce pe cea parte și verifici dacă trebuie întoarsă rufa, dai cu partea de dos de mână pe cămașă sau pe produsul care este expus și dacă nu se ia, nu e umed, o întorci pe aia parte. Apoi să dă în apă puțin, să umezește, nu să rămână totuși să pun pe ea și să repetă figura. Se albesc, asta ghilitul. Ghilit cu B, G, ghilit. E o chestie a noastră de Bucovina. Zolit, clocotit, ghilit. Toți cei trei termeni la care ne referim sunt de origine slavă, intrați în română în urma contactului cu limba ucraineană. Toți trei aparțin sferei semantice a spălatului rufelor. Zolit este participiul verbului a zoli, cu sensul a înmuia, a spăla rufele cu leșie și săpun sau în unele zone a spăla prost rufele. A zoli, zolit, are legătură semantică și etimologică cu substantivul mai cunoscut zoale sau zoaie, apa murdară rămasă de la spălatul rufelor. Clocotit, fiert în clocot, este cunoscut tuturor vorbitorilor, atât la nivel popular cât și la nivelul limbii literare. Ghilit are sensul albit prin înmuiere și întindere repetată la soare. Și încă pentru o altă rețetă, pentru gospodinele care vor, iarna, când, cum nu a fost anul ăsta, cu zăpadă, cu îngheț, se scot rufele după ce le-ai spălat, ce le-ai clătit, se scot afară și se pun pe o sârmă, pe o ceo, așa, să înghețe. Și gerul iarăși scoate, le albește rufele. O altă metodă a gospodinilor pentru a-și împrospăta și dezinfectantă, nu numai că albit, da. Dar nu te teme de dracu, mă, tiri-diri-diri-da. Hai cam să-l tai, să-l fac nojiță, tiri-diri-diri-diri-da. Da, să le pun la ochii în cuță. Nojițe, nu? Sunt de la o pincuțe, sunt destule și ațele sunt cele care sunt prinse și mai sunt niște legături la o pincă. Degeaba le explic că nu mai poartă, poartă cântăreță o pincă, că lumea așa pe stradă nu poartă nimeni. Da, v-am zis eu că la început, cândva o pincă era simbolul sărăciei și fugea toată lumea de o pincă. Acum pruncutul de 5 ani, îl scoți pe ecran, trebuie să aibă o pinci în picioare. Da, da, și returi, da. Și returi mai lungi, ațele la o pinci. Deci la mine, nu știu, au 2 metri.